Decompresia vertebrală la cal cu infraroșu se realizează pe dispozitive Nugabes certificate. Aceste dispozitive sunt formate din două saltele. Pe o parte este o ceramică de turmaniu care se încălzește la temperaturi între 40 și 70 de grade. Inițial se stă cu spatele pe această ceramică pentru a încălzi toată musculatura paravertebrală. Pe partea cealaltă există un mecanism de role de jad care se încălzește și el la 40-70 de grade Celsius și acesta este cel ce realizează decompresia vertebrală la cal cu infraroșu. Practic, efectuează o mișcare de elongație mecanică fină prin care se reașează coloana vertebrală, vertebră cu vertebră, în poziția fiziologică și de asemenea se spațiază ușor vertebrele între ele, deblocând toate terminațiile nervoase și în felul acesta tratând sau chiar eliminând durerile de spate. Această procedură este recomandată pentru tratarea durerilor de spate, indiferent că ele provin din sistem muscular sau din sistem osos. Este recomandată în tratarea unor afecțiuni ale coloanei vertebrale, cum ar fi spondiloza, scolioza, cifoza, hiperlordoza, discopatia și hernia de disc, inclusiv hernia de disc operată, doar că trebuie să treacă un an de zile de la intervenția chirurgicală, minim. Spre diferență de decompresia clasică, decompresia vertebrală la cal cu infraroșu este mult mai eficientă, pentru că, pe de o parte, încălzește musculatura și astfel pregătește organismul înainte de decompresia propriu-zisă, și apoi acționează cu raze infraroșii de undă lungă, care contribuie la regenerare celulară, practic, pot conduce la vindecarea organismului. Conform ultimelor studii medicale, 95% din cazurile de afecțiune ale coloanei vertebrale se tratează prin proceduri nechirurgicale, deci practic fără intervenție chirurgicală. Și procentul ăsta este confirmat și în centrul nostru.